Salutare oameni și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să fie primul episod dintr-o serie cu informații despre câini. Și v-am pregătit câteva informații despre Labrador pentru că este la mea și este să cunoaște mai bine. Și desigur cu o muzică de fundal. Deci, hai să începem. Acest câine a fost crescut în secolul al XIX-lea în provincia canadiană, Labrador, și era folosit la plasele din apă. În Anglia a fost adus de pescari de moruni, care îl foloseau la recuperarea peștilor scăzuți din plase. Prin diverse exerciții cu Terranova de Science Geo, Pointerul englezesc, s-au obținut exemplarele excepționale actuale. Astăzi este cel mai cunoscut câine datorită devotamentului său față de stăpân și a relației speciale pe care au avut oamenii. Este un câine de talie mare, medie spre mare, mai lung decât înalt, solid musculos. Capul este potrivit de mare, craniul lat și rotund, top mediu, bot de mărime medie, trapezoidal, nas lat negru sau maron, funcție de culoarea blănie. Ochii sunt rotunzi de mărime medie căprui, urechile sunt situate în spate triunghiulare, potrivite ca mărime și lăsate pe lângă cap. Coada este de lungime medie, groasă la bază, și subțire la vârf, acoperită cu păr. Curta asemănătoare cu arhidrei, care la zile se munte foarte bine. Blana este dublă, cu un prim strat cu păr, des, curt și un strat exterior cu păr, drept, impermeabil. Poate fi negru, gal, maroniu. Poate avea sau nu o pată albă pe piept. Este un câine inteligent, receptiv, îi place să muncească, prietenos, sensibil, entuziast. Atașat, ascultător și devotat stăpânului, este efectuos și răbdător cu copii, prietenos chiar și cu străini. Se înțelege bine cu alți câini și cu alte animale din gospodărie. Blana acestui câine trebuie speriată regulat, dar mai ales în perioada de năpoblire. Este un câine cu un nivel ridicat de activitate, căruia îi place să facă mișcare, să muncească și de aceea este recomandat persoanelor active care au câini liber pentru a-l rezerva câinelui. Este un câine cu aptitudini pentru sporturile de câmp, îi place să facă plimbări lungi, să alerge fără lesă, să se joace, să facă sport, să nuate. Se poate adapta la condițiile de viață oferite în aer liber sau într-un apartament. Numai să-și poată face mișcare de care are nevoie. Să participe alături de stăpân la diverse activități. Are nevoie de dresaj și coalizare. Este un câine inteligent care învață cu ușurință și care îi place să muncească pentru stăpânul său. Dresajul trebuie să fie cât mai variat și poate învăța foarte multe. În diverse domenii cu acții, operații de salvare, căutare, ajutor pentru nevăzător, dar au foarte bune în concursurile de dresaj. Acest câine se maturizează mai greu atât din punct de vedere fizic cât și mental. Astăzi este încă folosit în unele zone la vânătoare, în orice fel de teren și în orice condiții de climă, dar mai mult este folosit ca animal de companie, ca însoțitor al persoanelor învăzătoare, în operațiuni de căutare, salvare, pentru descoperirea de drumuri efectuate. Cam atât au fost
câte au fost informațiile care le-am pregătit pentru azi despre Labrador. Vreau să vă întreb dacă ați vrea să fac cu ce rasă sau hibrid ați mai vrea să mai fac, ați vrea să fie următorul episod, despre ce rasă sau hibrid ați vrea să fie următorul episod. Și să scrieți în comentarii dacă vreți să faceți un tipul de mitraje sau nu. Pentru că ei sunt foarte asemănători cu viața lui.